Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, stimat auditoriu, la fel ca în fiecare an, primăvara capătă valențe aparte. Natura este mirifică, mereu în schimbare, este o lume a trăirilor intense, un veșnic început pentru fiecare. Un eveniment important în această perioadă este ziua de 8 martie, o zi a bucuriei și a prețuirii ființei dragi, mama. Azi, asemeni florilor, primăvara ți se închină, precum ți se închină întreaga lume. Azi, ești mai frumoasă ca oricând, mai tainică și mai atrăgătoare, căci iubirea care îți umple inima e un luceafăr ce răsare. Rămâi astfel o viață întreagă, ca o regină în lumea trecătoare, căci transformi viața în poveste și orice zi în sărbătoare. Vor evolua în fața dumneavoastră ansamblul Barcăul cu cântecul din Valea Barcăului, recitarea poeziei Mie dor de tine, mamă, de Grigore Vieru, Oana și Raul Criste cu cântecul A mamei rugăciuni, vor interpreta cântece și dansuri atât din zona Barcăului, cât și din alte zone folclorice. Grupul vocal Mamă, mamă, dulce nume, solo voce Marc Orțan cu cântecul Când era maică într-o lune, solo voce Rareș Tămaș, Să trăiască măiculița, grupul vocal instrumental La Vioară, Iarina Ihor și Domnița Maier, grupul vocal Avansați, Foaie Verde, Busuioc, dans de agriș, Moment Vesel cu Paul Chichișan, dar și mesaje dedicate mamei. Lacrima de-o seamă, mi-e dor de-a ta privire, mi-e dor de tine, mamă. Măicuța mea, grădină, cu flori, cu nuci și mere, a ochilor lumină, văzduhul gurii mele. Măicuță tu, vecie, nemuritoare carte, de dor și omenie și cântec fără moarte. O stea mi-atinge fața, ori poate a ta năframă, sunt alb, bătrân aproape, mi-e dor de tine, mamă.
Bujde.